Noi investiții în transportul ecologic la Iași, 20 de autobuze electrice, 6 stații de încărcare rapidă și 20 de stații de încărcare lentă. Compania câștigătoare este din Polonia. Firma este un producător puternic recunoscut la nivel internațional, fondat în anul 1996, cu peste 2600 de angajați, peste 19.000 de vehicule vândute în 750 de orașe, 1487 de vehicule în 2019, peste 1000 de autobuze electrice livrate în 86 de orașe din 18 țări. Contractul de astăzi, așa cum spuneam, prevede furnizarea 20 de autobuze electrice de 12 metri, deci de lungime normală, clasică, cum îi spunem noi, cea pe care o regăsim deja la autobuze din Iași, 20 de stații de încărcare lentă, care vor fi instalate în zona de garare, deocamdată în zona Tudor Vladimirescu, completat, desigur, cu un proiect european pe care o să-l vedeți și în bugetul anului 2021, cu stații de încărcare rapidă, pe un alt proiect cu finanțare europeană, în diverse puncte din oraș, acolo unde vor ajunge autobuzele, pe traseele unde vor funcționa. Compania câștigătoare, reprezentată aici de domnul director, este o companie poloneză cu o vechime de aproape 30 de ani, 1996, 2500 de angajați, de la economia vecină a statului polonez, un exemplu pentru fiecare dintre noi și speranța că și românii se vor trezi în sfârșit și vor încerca să-și reindustrializeze economia pentru a produce măcar ceea ce consumăm, dacă nu și cu speranța de a mai exporta și la alții. Autobuzele sunt de ultimă generație, iar este cel mai mare producător de autobuze electrice din Europa și unul dintre cei mai importanți jucători de piață din lume. Furnizor în toate statele europene și cu un produs de bună calitate. De altfel, dacă vă amintiți, noi am mai făcut câteva probe cu autobuzul Solaris în anii precedenți și în Iași. L-am mai văzut și pe alte orașe din România. Și felicit pe această cale pentru consecvența cu care își susțin tehnologia în statul polonez și poate reușim să învățăm și noi ceva de la ei. Și sigur că da, proiectul este finanțat printr-o linie europeană. Coordonarea proiectului s-a făcut pentru această achiziție de către Ministerul Dezvoltării, dar beneficiarul este municipiul Iași,